Ascultarea plină de încredere a lui Avram. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Geneza capitolul 12 cu versetele 1 și 2. Dumnezeu l-a ales pe Avram ca mesager al său, care să transmită lumii lumină. Cuvântul lui Dumnezeu nu a venit la el cu promisiunea măgulitoare de a obține o mare răsplată, o mare apreciere și o onoare lumească. Mesajul divin pentru Avram a fost: ieși din țara ta și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Patriarhul a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce, ca purtător de lumina lui Dumnezeu, pentru a păstra viu pe pământ numele lui. El și-a păstrat țara, căminul, rudele și toate relațiile plăcute pe care și le făcuse în primii ani de viață, pentru a deveni un peregrin și un străin. Înainte ca Dumnezeu să-l poată folosi, Avram trebuia să se despartă de vechile legături, ca să nu fie stăpânit de influența omenească și să nu se bazeze pe sprijinul omului. Acum, odată intrat în relație cu Dumnezeu, omul acesta trebuia ca de aici înainte să locuiască printre străini. Caracterul lui trebuia să fie distins, diferit de al lumii. El nu putea nici măcar să explice motivul pentru care acționase așa, în așa fel încât prietenul lui să-l înțeleagă, deoarece ei erau idolatri. Lucrurile spirituale trebuie judecate spiritual. De aceea motivele și acțiunile lui au depășit capacitatea de înțelegere a rudelor și a prietenilor lui. Ascultarea plină de încredere a lui Avram reprezintă unul dintre cele mai remarcabile exemple de credință și de încredere în Dumnezeu din raportul sacru. Numai cu făgăduința simplă că urmașii lui aveau să ia în stăpânire Canaanul, fără nici cea mai mică dovadă vizibilă, el a pornit într-acolo unde avea să-l conducă Dumnezeu, conformându-se pe deplin și cu sinceritate condițiilor puse de el, încrezător că Domnul avea să-și împlinească cu credincioșie cuvântul. Patriarhul a mers oriunde i-a arătat Dumnezeu că era datoria lui să meargă. El a trecut fără teamă prin pustiuri, a mers printre națiunile idolatre, cu un singur gând: Dumnezeu a vorbit, eu ascult de glasul lui, el mă va călăuzi și mă va ocroti. Mesagerii lui Dumnezeu de astăzi au nevoie exacte de credința și de încrederea pe care le-a avut Avram. Dar mulți dintre cei pe care Domnul i-ar putea folosi nu vor să înainteze, să asculte și să se supună glasului care este mai presus de toate celelalte glasuri. Domnul ar face mai mult pentru slujitorii săi dacă ei ar fi pe deplin consacrați lui, prețuind slujirea lui mai mult decât legăturile de rudenie și decât toate celelalte relații pământești. Amin.